Deși practic suntem blocați de această pandemie, lipsiți de chef și elan, există multe căi de a ne menține sănătatea și buna dispoziție. Dincolo de distanțarea socială și spălatul riguros pe mâini, nu trebuie să uităm că partea sportivă din viața noastră este cea mai importantă. Bună ziua, astăzi ne-am întâlnit cu o fostă sportivă a județului Mehedinți, actualmente antrenor. Bună ziua, astăzi vom vorbi despre sport și beneficiile acestuia. Putem spune că după această perioadă de pandemie, toți oamenii au devenit mai sedentari, au pus câteva kilograme în plus. Eu le spun acest lucru prin acest reportaj, că trebuie să facem sport. De ce? Nu îmbătrânim atât de repede, deci clar nu îmbătrânim, ni se prelungește viața, da? Suntem mult mai sănătoși. Organismul nostru se formează armonios și clar avem nevoie de minim 30 de minute pe zi de mișcare, care este recomandat inclusiv de doctori. Și ce pot să vă spun, ieșiți afară, vremea s-a schimbat și haideți să facem sport. Ținând cont că pandemia a durat foarte mult timp, tineretul în ziua de astăzi preferă să stea la calculator, în casă sau să se joace pe consolă în loc să iese să... Părinții trebuie să îi motiveze și să îi mobilizeze, să îi aducă în aer liber să facă sport. Avem parcurile de afară, în săli, nu contează. Avem antrenori specializați pe diferite secții, adică găsim orice să facem sport. Ideea e că motivul pentru care trebuie să-l aducem la sport este pentru sănătatea lui, pentru dezvoltarea unui organism armonios, pentru disciplinarea copiilor, pentru că ne întâlnim deseori cu această problemă de disciplină. Fiind într-un colectiv, ei devin mai competitivi, știu să perceapă eșecul ca un pas spre succes. Sunt mult mai motivați și totodată eu consider că într-o societate sportivii își fac loc mai ușor și sunt mai comunicativi și sociabili, pentru că lovindu-se de respectivul grup se adaptează pentru fiecare copil pe care îl întâlnesc. Antrenamentele de orice fel sunt importante, deoarece vei avea un stil de viață sănătos și îți vei păstra condiția fizică și menținerea tonusului mental la un nivel optim. Spune-mi, în primul rând, ce înseamnă pentru tine sportul? Sportul m-a ajutat să am o altă viață și probabil o să fiu și altcumva în viitor. O să ajung probabil antrenor. Te-a ajutat într-un fel să treci peste perioada asta în care ai stat acasă? Da, este și o, cum să zic, un timp petrecut și m-a ajutat foarte mult. Și eu fiind la o școală sportivă, învăț foarte bine, am note mari și pot să trec cu bine oricare concurs și oricare meci pierdut. Este mai multă ambiție pentru alt meci. Și te face să vrei mai mult și să ai ambiție. Sportul pentru mine înseamnă un subiect pe care deja l-am depășit și mă simt mândră că pot să practic sport și să ajung departe. Am plăcut să fac sport, anumite sporturi, la un sport pe care îl practic, lupte libere. Am putut să iau și medalii pe care sunt mândră de ele și mă simt bucuroasă. Cu toate că această pandemie ne oprește din activități, micuțele sportive ale județului nostru fac antrenamente zilnic. Au fost plecate în cantonamente luni de zile pentru pregătirea lor profesională într-un grup restrâns și cu testele COVID făcute la zi. Noi avem peste o lună concursul, trebuie să ne pregătim. Știți foarte bine, munca bate orice talent și dacă nu muncim, nu avem cum să scoatem rezultat. La echipare, la revedere! Un subiect pe care deja l-am depășit și noi, fiind sportive de performanță, am fost plecate o lună jumătate cu Centrul Național la Mare și după aceea am mai plecat încă o lună jumătate la pregătire la munte, într-un centru restrâns.
cu testele COVID făcute. În Drobeta, Turnul Severin, tineretul preferă să stea în locuințe pe calculatoare sau televizoare, în loc să meargă afară, să se plimbe sau chiar să se joace. De la vârste fragede, atenția cade pe plasticitate. Proprietatea creierului se modifică structural și funcțional în funcție de experiențele avute cu mediul, pentru a face față noilor provocări și așteptări. Sportul înseamnă mișcarea fizică pe care ar trebui să o facă fiecare persoană. După această lungă pandemie, tineretul preferă să stea în casă la calculator, în loc să iasă să facă mișcare.